La pensiunea Văratec, pregătirile sunt întoi. Sunt pregătite camerele pentru turiștii care trebuie să apară din clipă în clipă. La bucătărie e zarvă mare. Bucătărețele au intrat în linie dreaptă și pregătesc bucatele tradiționale pentru masa de Crăciun. Avem ciorbă de văcuță, avem ciorbă de afumătură, ciorbă de legume, ciorbă de fum, tradițională în Moldova, ciorbă de burtă și ciorbă de rădăuț. Avem specialitatea casei, care nu din piept de curcan. Avem sărmăluțele moldovenești, produse diversificate din pește și topitura moldovenească. De pe masa oaspeților, nu vor lipsi delicioasele preparate din carne făcute la afumătoarea proprie. Avem produse tradiționale făcute în casă la noi. Avem mușchifile, avem kaiser, slăninuță moldovenească și cârnață moldovenesc, care la noi nu lipsește niciodată. Le plac turiștilor astfel de bunătăți? Da. Sunt cele mai cerute? Sunt cele mai cerute acum în timpul sărbătorilor de iarnă. La sfârșit, covrigeii cu susan sunt oferiți din partea casei alături de papanași de casă și produse de cofetărie.